sfatul de drum bun vă este oferit de BT Leasing, partener al Napoca Rally Academy. Bogdan Marișca, pilot și instructor de conducere defensivă în cadrul Napoca Rally Academy, este ca de obicei cu noi în direct prin Skype. Salut Bogdan, bine ai venit pe Drum cu Prioritate. Salut Radu, mă bucur să ne reîntâlnim. Uite că ne apropiem de momentul în care se vor goli orașele și se vor aglomera drumurile naționale și autostrăzile. Începe corvoada aceea. Toată lumea pleacă din orașe, îndreptându-se spre zonele unde au ales să își petreacă sărbătorile pascale. Cei mai mulți dintre noi ne vom vizita familia, rudele, în cazul în care nu locuiesc în aceeași localitate cu noi. Se vor forma acele inevitabile coloane de mașini. Vor veni acei nervi, pentru că fiecare ne dorim să ajungem cât mai repede acolo unde ne-am propus și mi-e frică să spun și mi-e teamă să spun, dar inevitabil vor avea loc și accidente. Există posibilitatea să măcar să reducem numărul acestora și ce ar trebui să facem? Cum ar trebui să ne planificăm aceste călătorii în această perioadă de sărbători? Foarte corect ai punctat, Radu. În primul rând, poate că ar fi foarte important să conștientizăm tot ceea ce ai spus tu. Va fi o perioadă aglomerată, oamenii se mișcă de sărbători, sărbătorile sunt frumoase în familie, asta înseamnă că încercăm să reîntregim familia într-un fel sau altul, fie mergem noi la ei, fie vin ei la noi, asta înseamnă că oamenii se deplasează. Dar înainte de deplasarea asta, să zicem, de aglomerația extraurbană, este precedată de aglomerația urbană. Zilele acestea este mai aglomerat în toate localitățile din țară, pentru că oamenii merg să-și facă ultimele cumpărături. Asta înseamnă că trebuie să fim atenți în zona centrelor comerciale, în zona piețelor. Da? Deci toată această poveste trebuie să știm că există. Da? Mai avem 2-3 zile, mâine, poimine și probabil și vineri pentru ultimele cumpărături, după care probabil de vineri încep aglomerațiile extraurbane de care vorbeai și tu. Asta este, din păcate, vine la pachet cu acele riscuri de accidente sporite, pentru că știut fiind că în momentul în care oamenii încep să folosească mai mult drumurile extraurbane, evident că apar și aceste riscuri. De fapt, perioada sărbătorilor, perioada concediilor este perioada în care cresc și aceste riscuri de accidente și, din păcate, accidentul poate să fie accident ușor, nu-i plăcut, dar asta este, dar poate să fie și accident grav, în care vorbim deja de răniri, vătămări sau poate mai rău. Atunci ar trebui să fim foarte atenți în cum vom circula. În primul rând, trebuie să nu ne lăsăm pradă lipse de răbdare. Ar trebui foarte simplu, chiar dacă îl cunoaștem foarte bine drumul pe care avem de parcurs, să folosim aplicații care ne pot ajuta să ne spună valorii de trafic sau eventual timpul de care avem nevoie până la finalul călătoriei. Adică Google Maps, Waze și așa mai departe, pentru a nu rămâne surprinși, pentru a nu fi iritați din start când întâlnim aglomerația care probabil că ne va surprinde. După care trebuie să fim conștienți că drumurile principale vor fi foarte aglomerate. DN-urile 1, 2, 7-le, autostrăzile, ieșirile din oraș vor fi mai aglomerate decât de ce multe ori anticipăm și asta înseamnă că din start plecăm cu o sursă de iritație, de iritare, da? Și aș vrea să punctez un lucru, la volan este foarte important să fie echilibrat. Nu este ok să fii nici iritat, nici nervos, nici lipsit de răbdare, dar nici foarte fericit, surexcitat, exuberant. Cum probabil că se poate întâmpla, ținând cont de faptul că totuși mergem într-o călătorie în care ne reîntâlnim cu familia, avem câteva zile libere în care încercăm să ne distrăm, să ne simțim bine. Deci e important să fim echilibrați, să conștientizăm că riscurile la volan se pot petrece permanent, indiferent de starea ta de spirit. Trebuie să știm că condițiile meteo vor fi capricioase, vremea fi capricioasă. În acest moment sunt zone în țară unde ninge la Apoviță, după care se vor anunța încălzirea vremii cu eventuale ploi. În acest moment, cauciucul de iarnă, mare parte dintre cei care sunt în trafic, îi pot vedea, folosesc în continuare cauciucul de iarnă, dar asta înseamnă că undeva luni, marți, când venim înapoi spre casă, când se anunță temperaturi de peste 20 de grade, acele cauciucuri nu mai au eficiența necesară. Să fim conștienți că aceste cauciucuri, în acele momente, pot să fie o sursă de pericol. Răbdarea, politeța trebuie să facă parte mai mult decât oricând în această perioadă, dacă tot vorbim de perioada postului, să încercăm să ținem post și la volan, fără vorbe de duh, fără cuvinte, fără cuvinte adresate între locutorii noștri și partenerii noștri de trafic, pentru că s-ar putea să nu fie plăcute celui de sus, care sperăm noi să interacționăm acum când mergem la înviere, nu? Că de aceea ne străduim să facem aceste lucruri. Corect. Avem
călătorie mai lungă pentru unul dintre noi de făcut, asta înseamnă că mașina trebuie să aibă o minimă pregătire. Da? Anvelopele, presiunea în anvelope, ceea ce vorbeam mai devreme, ștergătoarea de parbriz să vedem că funcționează, eventual dezaburirea să nu fim surprinși că nu își face treaba. Deci mașina trebuie să fie să aibă o minimă pregătire. Nu prea mai avem timp acum zilele acestea, nu avem timp să mergem la mecanici, dar așa un ochi putem să aruncăm la aceste lucruri. Și evident, dacă tot vorbim de sărbătorile pascale, vorbim despre cumpătare. Eu vorbesc despre cumpătare din punct de vedere al consumului de alcool și eventual, Doamne ferește, substanțe interzise la volan. Pentru că știu fiind faptul că acestea evident că nu conferă niciun atu în plus șoferului, ba dimpotrivă. Așa, consumul de alcool și de substanțe interzise, dar în principal de alcool, a trebuit să n-aibă legătură cu volanul. Așa, dacă duminică și luni sunt zilele în care dorim să petrecem în familie, ar fi foarte bine nu luni după masă să vinem acasă, ci cei care pot să-și permită marți dimineața să facă acest lucru. Și așa, ca de încheiere, banalele reguli de circulație, reguli de bun simț și reguli de conducere defensivă trebuie să facă parte din traficul nostru zilele acestea, pentru că s-ar putea să fie soluțiile care ar trebui să ne ajute să ajungem cu bine la destinație. Și să fim mai răbdători ca de obicei, asta ne spui Bogdan, exact. Pentru că, uite, dacă ne gândim că plecăm până la Constanța și în mod normal am fi făcut 2 ore jumătate, să spunem, din București, e foarte posibil să facem 4 ore jumătate, vine și ziua de 1 mai, și să plecăm la drum știind treaba asta, fără să ne mai ia prin surprindere și să ne enervăm pe autostradă, să începem să depășim pe banda de urgență sau să conducem agresiv pe banda a doua. Dă-n flash-ul, exact, și așa mai departe. De aceea spuneam de aplicații de care vorbeam, Waze, Google Maps, poate să ne ajute înainte de a pleca în călătorie, să vedem ce referință, ce interval orar ne setează acele aplicații și în ce moment, chiar dacă ar fi un duș rece, acele 4 ore versus 2 ore jumate, sau dacă cei care pleacă pe Valea Prahovei sau, v-am repet, și ieșirile din orașele mari, în general, și Clujul, și Timișoara, și Iașul, și Brașovul, vor fi la fel. Folosim acele aplicații, știm din start care este intervalul orar de care avem nevoie, nu vom fi neapărat cei mai fericiți, dar cu răbdare, cu bun simț, cu politețe, putem să trecem liniștit peste. Europa FM este alături de noi permanent, așa avem și soluția pentru o călătorie într-un mediu agreabil. Trebuie să găsim muzica de relaxare potrivită. Mulțumesc foarte mult, Bogdan. Sărbători fericite îți dorim și să ne reîntâlnim cu bine săptămâna viitoare. Mulțumim și noi, sărbători fericite tuturor, Paște fericit pentru toți cei care sărbătoresc sărbătorile pascale acum și să ne reauzim cu bine marțea viitoare. Doamne ajută și petrecere frumoasă tuturor! A venit